În această seară suntem deja în clasa a doua sau prezentarea a doua, care pune o problemă foarte interesantă, carne sau lactate, sau respectiv carne versus lactate. Prima întrebare care vreau să vă adresez este, oare care să fie cea mai bună opțiune sau variantă pentru sănătatea noastră? Răspuns corect, niciuna. Poate mulți dintre dumneavoastră se așteaptă că în momentul în care trebuie să am putere, să fiu cât mai viguros, cât mai sănătos, trebuie să mâncăm carne. Nu de alta, dar la fel fac și cai, la fel fac și boi când trag la jug, ca să aibă putere și calul și boul mănâncă carne. Nu-i așa? Eu sunt copil de la țară, așa că vă rog frumos să nu mă contraziceți, că știu ce mănâncă calul. Dar aveți dumneavoastră dreptate și nu eu. Bun, acum... Au fost probleme foarte serioase pe parcursul timpului și s-a tentat, repetat, denigrarea alimentației pe care Dumnezeu a lăsat-o încă de la început pentru noi. Și una dintre problemele foarte serioase care s-a pus în discuție a fost problema proteinei animale. Este aceasta superioară celei vegetale sau nu este aceasta superioară proteinei vegetale? Sau, dacă suntem vegetarieni totali, oare de unde ne-au luat noi proteinele? Și aș vrea să țineți minte cât trăiți o pildă foarte, foarte importantă. Să presupunem că dumneavoastră aveți o mașină. Aveți, n-aveți, nu-i problema mea, dar ca idee. Presupunem că aveți o mașină. Ok? Bun. Întrebare. Din ce e făcută mașina respectivă? Răspuns. Din tablă. Corect? Corect. Bun. Nu e așa că dumneavoastră, când vreți să meargă cât mai bine mașina dumneavoastră și mergeți dumneavoastră la o stație PECO, aveți grijă să-i puneți mașinii dumneavoastră în rezervor tablă de cea mai bună calitate? Păi nu. Dumneavoastră îi puneți benzină sau motorină. Corect? Corect. Drept pentru care? Atenție foarte mare. Noi, corpul uman, este făcut din proteină, dar nu funcționează pe proteină, ci funcționează pe glucid sau și pe lipid. Țineți minte acest lucru foarte important. Noi funcționăm pe proteină doar într-un singur caz, inaniție extremă, condiție de post ultra prelungit, condiție de, Doamne ferește, dar au fost cazuri în istorie, lagăr, condiție de căzut sub dărâmături până vin aia și mă scot datorită unui cutremur sau ceva de genul acesta. Doar atunci, în condiții extreme, corpul nostru funcționează pe proteină. În rest, nu funcționăm pe tablă, funcționăm pe benzină sau motorină. Atenție foarte mare la acest aspect foarte important de știut. Primul lucru pe care aș vrea să-l discutăm și să-l detaliem puțin, rețineți dumneavoastră că proteina de origine animală crește secreția de insulină prin acțiune directă asupra pancreasului. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu că există pe parcursul existenței noastre, mai mulți factori de creștere. Hai să o luăm metodic. În corpurile noastre, după vârsta de 5, unii zic 10 ani, cel mai adesea în bazin, abdomen, torace, creier, în oase sau prin alte zone, se formează tumori latente. Ce sunt alea? Veritabile dezvoltări canceroase, de regulă de dimensiunea asta, dar sunt situații când sunt și mult mai mari, pacientul trece prin viață, ajungeți de-a Dumnezeu la 100 de ani, dăm primire de o altă cauză de boală, dacă cumva cineva îi face o autopsie pe patul de deces, să cutremură de ce găsește înăuntru. Tumori latente. Care ce făceau? Stăteau și așteptau. Ce? Alimente cu factor de creștere. Cel mai bogat aliment în factor de creștere, de departe primul, se numesc produsele lactate de orice fel. De ce? Nu trebuie să vă spun, știți și dumneavoastră, puiul de om se naște cu 3 kg și o leacă. Dacă e 4 și peste, mai nasol pentru mamă, nu pentru el, că riscă diabet. Mama, nu el. E uite că puiul de om, pe la vârsta de 5-6 luni, își cam dublează greutatea. Ajunge undeva la un 7 kg și spre 8. E uite că puiul de vacă se naște cu 30-40 de kg, iar la vârsta de 6 luni, dita mai băuțul de 150-180 de kg.
vă dați seama ce hal de creștere datorită laptelui lui Măsa. E pe laptele lui Măsa, dacă îl bag în mine și azi și mâine și 20 de ani, ăla nu m-a îmbobârnace, îmi ține tumorile latente din corp, care oricând pot să explodeze și să se transforme în cancer veritabil. Atenție foarte mare, o persoană cu cancer, care în primul rând produsele lactate nu le suspendă, nu are vreo șansă de supraviețuire. Țineți minte asta. Revenim. Un alt factor de creștere deosebit de important, asupra căruia sau de la care plecai, ca să vă spun acest lucru, este, notați dumneavoastră și vă explic imediat, insulina în cantitate mare și brusc secretată. Ce înseamnă acest lucru? În corpul nostru, mai exact în sânge, și la mine și la dumneavoastră, dacă nu mă credeți, acum facem un calcul, avem fix o linguriță de zahăr în tot sângele. Mai exact glucoză. Dacă am avea 2 lingurițe de zahăr, am avea diabet. Dacă am avea 3 lingurițe, diabet dezechilibrat. La 4 lingurițe, de regulă, mai sunt și excepții, se cam intră în comă și la 5 lingurițe ne-a părut bine. Cât avem o singură linguriță de zahăr în tot sângele, soldații corpului își fac treaba, adică globulele albe. Ce fac? Mănâncă. Unii microbi, alții virusuri, alții ciuperci și alții celule canceroase. Dar în momentul în care nivelul de zahăr din sânge urcă peste lingurița corpului, soldații încep să-și pună problema. Păi noi suntem tâmpiți să mai mâncăm microvirusuri? Stai, tată, că avem prăjitură! Dintr-o dată, tot strădează în masă, s-apucă de mâncat zahăr, corpul intră în disperare, bărere, stai o leacă, pe piele microbi, gură, nas, sinusuri, microbi. Dar să vedeți din asta ce de microbi sunt în intestinul gros. Ăștia toți călare pe corpul nostru. Corpul nebunit descarcă o cantitate brutală de insulină, trage jos glicemia la lingurița corpului, ăia s-apucă de luptat, dar insulina în cantitate mare și brusc secretată, consecința consumului de dulciuri concentrate, zahăr, miere, bomboane, prăjitură, ciocolată, torturile, vă spun eu, deși accentul se pune în limba română altfel, fursecuri, cozonac, gem, dulceață, mai spune și dumneavoastră vreo câteva, este factor de creștere. E uite că proteina animală determină acest factor de creștere să apară în corpurile noastre. Și dacă prin corpurile noastre apare vreo tumoră latentă, e, în cazul acesta pot fi probleme foarte, foarte serioase. Asta tot ia bobârnace și azi și mâine și 20 de ani și se poate transforma în cancer veritabil. Grijă foarte mare la această insulină în cantitate mare și brusc secretată. O problemă foarte serioasă pentru doamne, dar nu numai. La doamne, dar și la bărbați, insulina în cantitate mare și brusc secretată determină automat în ovar secreție puternică de hormon estrogen. Atenție foarte mare, nivelul crescut de estrogen determină lovire în sân, risc de noduli, atenție mare, apoi risc de cancer, ulterior lovire în uter, ulterior risc de fibroame, în timp risc de cancer. Atenție mare că nici bărbații nu scutiți. Estrogenul în cantitate mare, corpul la bărbat are posibilitatea, și la femeie l-are, dar la bărbat mai ales, are posibilitatea de a transforma în testosteron și ăsta trage după prostată. Atenție foarte mare la acest aspect. Insulina în cantitate mare și brusc secretată este factor de creștere, atenție foarte mare, și al vaselor spre înăuntru. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, virgulă, calibrul util al vaselor de sânge poate să scadă, tensiunea să urce, vasele sunt rașchetate de presiunea fluxului de sânge, acolo pot să apară microleziuni, acolo se poate pune colesterol grăsim și acolo se poate înfunda vasul. Atenție foarte mare la insulina în cantitate mare și brusc secretată. Cu cât creștem în greutate, fiecare kilogram greutate peste greutatea ideală, o spuneam cu altă ocazie, dacă o să intrați pe internet o să mai vedeți că mai am vreo 22 de prezentări de sănătate,
Insulina, depășirea greutății corporale, fiecare kilogram greutate, înseamnă un trimestru mai puțin de viață. Țesutul gras, spuneam cu altă ocazie, nu stă degeaba. Țesutul gras s-apucă să facă hormoni, cu cât e în cantitate mai mare, cu atât face mai mulți hormoni, îndreptați împotriva corpului nostru. Atenție foarte mare la acest aspect. Mai departe. Proteina de origine animală crește indirect colesterolul, dar îl crește. Produsele de origine animală, cu excepția lactatelor, sunt lipsite de glucide, voi reveni. Iar când consumăm produse de origine animală, consumăm de fapt proteină, grăsimi solide la temperatura camerei și colesterol oxidat. Atenție foarte mare! Sunt foarte multe persoane care, stați o leacă, domn doctor, păi eu consum lapte degresat, eu n-am nicio problemă, s-o crezi tu că n-ai nicio problemă. Ce am zis? Proteina din lactate determină creșterea colesterolului. Proteina de origine animală determină creștere de colesterol, deși are altă structură chimică. Atenție foarte mare la acest aspect. Mai departe. Prin preparare termică, cea mai mare parte, hai să o iau altfel ca să mă înțelegeți, în corpul nostru, toate substanțele care secretează acest lucru și marea majoritate secretează acest lucru, rotesc lumina spre stânga. Adică noi suntem formă levogiră. Asta spune chimia organică. E, prin preparare termică, proteinele de origine animală trec în forma dextrogiră, adică inutilizabilă corpului nostru. Și atunci de unde e superioritatea proteinei animale? Proteina vegetală este de departe mai rezistentă și doar în cazuri extreme de fript, prăjit, afumat, grătar, face și ea lucrurile astea. Dar la fiert, abur, sub presiune, copt, imensa majoritate a substanțelor de origine vegetală rămân în forma levogiră, adică să rotească lumina spre stânga și pot fi fără niciun fel de probleme absorbite. Mai departe. Corpul nostru, asta scrieți-o mare acasă, mare, o să vă mai spun ce să scrieți, imediat mare. Corpul nostru este bazic. Deci asta scrieți pancardă. Corpul nostru este bazic. Dacă corpul nostru este bazic, așa l-a făcut Dumnezeu, așa va lucra ori crapă pământul. Ei, uite că noi suntem mai deștepți ca Dumnezeu, cum v-am spus și data trecută, și în loc să băgăm lucruri bazice în corpurile noastre, băgăm factori acidifianți. Țineți minte că premeditat am fost făcuți bazici, pentru că Tata Dumnezeu știa că, virgulă, corpul bazic nu face cancer. Țineți minte asta că trăiți. E, noi băgăm factori acidifianți în corpurile noastre. Când am băgat factori acidifianți, ce am zis? Corpul bazic, bazic lucrează. Ia frumos calciu din oase și din coloana vertebrală, sub formă de hidroxid, într-o cantitate mai mică de calciu, și într-o cantitate mult mai mare de bicarbonat de calciu, tamponează acidul, el devine bazic și poate lucra, dar noi începem să pierdem calciu. Și pierdem noi calciu azi, mâine și niște zeci de ani și spre mijlocul sau finalul vieții facem o osteoporoză de nu ne vedem. Ce v-am spus aseară? Calciu este și metalul contracției musculare, deci ne scade toleranța la efort. Atenție foarte mare că și ăsta e tot mușchi, adică inima, dar ce am zis aseară? Calciu este și metal de forță anticancer, în special pentru tubul digestiv. Și dacă noi pierdem calciu și azi și mâine și 20 de ani, spre mijlocul sau spre finalul vieții ne putem trezi cu nenorocitul în bătătură, adică cu cancerul în corpurile noastre. Grijă foarte mare la acest aspect. Mergem mai departe. Grijă foarte mare că acest calciu, să o iau altfel, în anul 2 de facultate, cel puțin la Timișoara, unde am terminat eu, ni se spune ceva de gel. Nu vă speriați, dar așa ni se spune. Băi, nu cumva să uitați. Deci ceva de genul ăsta. Eu n-am uitat. Deci ideea asta eu n-am uitat-o. Țineți minte cât trăiți. Mineralele, vitaminele, antioxidanții se absorb în bloc.
Nu cumva să uitați asta. Da, am trecut anul 2, am dat examen, a apărut bine 1% dintre doctori, dacă mai știu asta. Ce înseamnă asta? Eu, de pildă, vă văd foarte atentă, foarte bine, vreau să vă dau calciu dumneavoastră. Vă dau calciu. E, ce se întâmplă? Dacă eu vă dau calciu dumneavoastră, s-ar putea să absorbiți dumneavoastră calciu, dar întotdeauna îndauna a nu știu câte. Vă mai dau o pildă. Pe la 1982, zic unii, s-a descoperit cel mai puternic factor natural anticancerigen cunoscut. Este colorantul negru din orice fel de lucru negru. Dude negre, mure negre, struguri negri, tot ce e negru. Discutăm imediat un pic mai detaliat. E, resveratrolul, poate ați auzit el. Bun. S-a dat sau s-a picurat resveratrol peste celule canceroase, praf le-a făcut pe toate. Pa, o să vindecăm cancer, o să fim șmecheri, o zis doctorii și farmaciști. Numai că foarte deștepți și doctorii și farmaciștii, au extras resveratrolul, l-au făcut buline, adică pastile, și l-au dat la pacienții cu cancer. Când l-a văzut cancerul sub formă de pastile, ce-o fi cu cățelușul ăsta? Niciun efect. Băi, nene, care-i șmecheria? Iar au dat extracte de varză roșie, e violetă, ceapă roșie, e violetă, și din acela, tun anticancer. Iar au dat pastile. Pauză. Băi, nene, dar substanța aia. Ce s-a constatat? S-a constatat că, ce am zis, absorbție în bloc. În produsele de origine vegetariană, acest resveratrol, colorantul negru, este împreună cu nu știu câți alți antioxidanți. Și lucru pe care noi, doctorii și farmaciștii, nu-l vom face vreodată, Tata Dumnezeu a mai pus ceva în alimentele de origine vegetală. Știți ce? Substanțe potențatoare de efect, care mai saltă efectul acestui resveratrol măcar de 300, unii zic de 400 de ori. Și ăla din plante, ăla are efect anticancer marcat, pe când pastiluța de resveratrol este o dulce adiere, mângâiere, așa fac celulele canceroase cu el. Deci am făcut această mică divulgație. Atenție foarte mare! Produsele de origine animală, ce am zis, acidifică mediul intern. Noi pierdem calciu. Mergem la doctor, domn doctor, n-am calciu în sânge, nicio problemă, îți dau eu calciu. Dragii mei, atenție foarte mare. V-am rugat frumos, se opresc mobilele acum. Bun. Dragii mei, atenție foarte mare. Calciul administrat pur și simplu este a treia substanță cea mai toxică pentru țesutul renal. Să nu uitați asta. Am avut pacienți care își acidifiau grav mediul intern și prin alte lucruri, vom discuta la prezentarea 5-a, e uite că acești pacienți nu scoteau calciu mai sus de 7,5. Și luau calciu, și injectabil calciu, și injectabil calciu, și pastile calciu, și efervescent calciu, și nu știu ce. Și au făcut zob rinichii și au intrat în dializă. Atenție foarte mare! Calciu al treilea dintre cei mai toxici pentru țesutul renal. Grijă mare la acest aspect. Dumneavoastră vreți calciu, vom discuta mâine seară, luați o sursă vegetală de calciu, da, are calciu, dar mai are și altele în jur. Și aia determină o absorpție în bloc. Așa gândește corpul nostru, că dacă nu, urmează un dezastru pentru sănătatea noastră a tuturor. Mergem mai departe. E, uite că proteina de origine animală scade limfocitele T-killer, aceste limfocite T-killer, curme ironiei, nu se determină la analize, acestea sunt globulele albe care mănâncă celulele canceroase, dar de asemenea mai scad un anumit tip de globule albe, se numesc limfocitele T-helper sau ajutătoare, până la niveluri periculoase, cu risc de a face cancer. De asemenea, proteina animală forțează rinichii să o elimine și de asemenea determinând aciditate, din nou lovitură în rinichi. Vreau să rețineți și acest aspect. O persoană care este omnivoră, adică mănâncă de toate,
are un declin al funcției renale, ce înseamnă asta? Pierdere de celule renale 1% pe an. O persoană vegetariană totală are un declin al funcției renale de 1% pe cincinal. Iar cine nu își acidifică mediul intern are un declin al funcției renale de 1% pe deceniu. Ce înseamnă 1% pe an? Înseamnă că după vârsta de 35 de ani, dacă pierd 1% din toată masa de celule renale, undeva pe la vârsta de 70 de ani, mai funcționez cu 2/3 sau chiar mai puțin de rinichi. Mai fac niște ani și mai puțin și tot așa. Într-adevăr, toți vom muri, stați liniștiți că nu scăpăm de asta, dar putem muri foarte repede, putem muri fiind dependenți crâncen de doctori și farmaciști, dar putem muri și frumos la vârste foarte înaintate, mult peste 100 de ani și fiind sănătoși. Atenție mare la acest aspect. Mergem mai departe. Caseina. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu, rețineți acest lucru. Caseina este practic proteina de bază a laptelui, reprezentând 85-87% din această proteină. Acum este o problemă foarte serioasă cu această caseină. De ce? Caseina, hai să o iau altfel. Proteinele. Nu știu cum stați dumneavoastră cu chimia, eu stau foarte bine, deși aseară am luat una și pe bună dreptate că am făcut o mică gafă, dar nu prea mare, dar am făcut-o de la o doamnă profesoară de chimie și mulțumesc pentru asta. E, uite că caseina este o proteină. Adică, ce înseamnă proteină? Înseamnă ca și un tren făcut din vagoane. Adică, proteina e făcută din aminoacizi. Când proteinele intră în tubul digestiv, stomac, intestinul subțire, vagon cu vagon cu vagon cu vagon trebuie să fie rupt și separat. Aceste vagoane sau acești aminoacizi trebuie să se absorbă individual din sânge, să ajungă la ficat, iar ficatul să-și facă propriile trenuri sau propriile proteine. Ei, uite că așa se întâmplă întotdeauna cu absolut toate proteinele vegetale. Ei, uite că cu alea animale nu se întâmplă așa. Și mai ales cu alea din lactate. Dar cum se întâmplă? Fiți atenți. Intră proteina, caseina, trenul din lactate în corpul nostru. Ei, uite că corpul nostru nu poate felia complet, ci o feliază la mici trenulețe de 8/12 vagoane. Aceste trenulețe ajung în intestinul subțire, se absorb ca atare, din păcate, în sânge. Când s-au absorbit în sânge, corpul se uită la ele, o mânca vă, mama, de eu nu vă cunosc. Și începe să tragă după ele. Și trage azi, trage mâine, trage poimine cu anticorpi, după care stă să mai uite o leacă la ele, băi să fie. Eu pe astea le văzui pe undeva. Pe unde? Hopa! Nu cumva seamănă cu porțiuni de pe lângă creier? Răspuns, da. Nu cumva seamănă cu părți de pe la rinic? Răspuns, da. Nu cumva seamănă cu părți de pe la articulații? Răspuns, da. Am fost invadat, zice corpul. Dar n-a fost. Și când trage după aceste trenulețe, s-apucă să tragă și după componentele proprii. Așa apar bolile autoimune. Orice persoană care are o boală autoimună, primul lucru pe care îl face este suspendarea produselor lactate, după aia mai face și alte lucruri. Dar dacă nu face asta, degeaba tot. Cea mai ușoară, dai boală autoimună, se numește psoriazisul, cea mai gravă boală autoimună se numește scleroza în plăci. Între astea, momentan cunoscute, că ori mai fi și altele, sunt vreo 700-800 de boli autoimune. Deci, atenție foarte mare, caseina din lactate, ca să fie digerată, necesită o cantitate uriașă de aciditate. Și așa nu poate fi digerată complet. Atenție mare la acest aspect foarte serios. Copiii alimentați cu lapte de vacă riscă de nu se poate să facă boli autoimune,
atenție mare, diabet zaharat tip 1, formă foarte gravă de diabet, copii alimentați cu lapte de vacă riscă să facă foarte multe boli imunoalergice, printre care astmă bronșic. S-a făcut un studiu la nivel de județul Cluj și s-a văzut că aproximativ 5-7% dintre toți copiii suferă de astm bronșic. Atenție mare la lucrul acesta! Cauză, dar nu cumva să știți lucrul acesta. Mergem mai departe. Proteina animală, necesitând o aciditate extremă, aproape de 1 sau chiar și mai jos, în acest caz, corpul nostru, băgând o aciditate extremă în stomac, se poate lăstra cu gastrită, se poate lăsa cu ulcer, se poate lăsa cu alte probleme. Vreau să vă atrag atenția că laptele de vacă, țineți minte cât trăiți, este cel mai bun aliment pentru vițel. Laptele de capră, țineți minte cât trăiți, este cel mai bun aliment pentru ieduți. Dar nu pentru specia umană. Omul este singura specie din regnul animal care mai consumă laptele altei specii după ce a fost înțărcat. Dar nu cumva să-mi dați dumneavoastră exemplu, dar și mâța mea bea lapte, că îi dați dumneavoastră. Că dacă nu i-ați da, n-ar mai bea. Deci atenție mare la acest aspect foarte important. Mai departe. Proteina de origine animală, punctul 3. Conține o cantitate foarte mare de aminoacizi aromatici care, trecând prin intestinul gros, se vor transforma în produși fenolici puternic iritanți cu potențial cancerigen. Produsele de origine animală nu conțin fibre vegetale celulozice. Neconținând fibre celulozice, practic, conținutul intestinului gros este în contact direct cu peretele, ce am zis aseară. Absorpția alimentelor de origine animală este peste 90%, culminând cu albușul de ou, care este 99,7%. Ce mai rămâne în intestinul gros? Răspuns: mic, uscat și irritant. Și ăsta, când trece prin perete sau pe lângă perete, zgârie tot ce prinde, iritații, microsângerări, risc de cancer. Atenție foarte mare la acest lucru. Mai departe. Corpul din această proteină animală, nu numai că ea însăși poate funcționa cum este lactatul, poate funcționa ca factor de creștere. Doi la mână. Crescând producția de insulină. Nu. Și indirect, corpul poate forma din această proteină animală diversi factori de creștere care la rândul lor cresc șansele ca persoanele care au astfel de alimentație să contacteze mult mai frecvent o maladie canceroasă. Am înțeles, domn doctor, calciu se numește a treia cea mai periculoasă substanță pentru rinichi. Dar care e cea mai periculoasă substanță pentru rinichi? Răspuns: hemoglobina. V-am mai spus că eu sunt bănățan, deși stau în Piatra Neamț. La noi în Banat, Banatul-i Fruncea, prin ce n-am înțeles, dar Banatul-i Fruncea. E, uite că noi bănățenii suntem mai jmecheri decât restul populației. Eu pronunț cu J, îmi cer scuze că sună mai bine, deși cu Ș e corect. Așa? E, la noi în Banat se consumă sânge, deși Dumnezeu oprește acest lucru chiar în cartea pe care El a lăsat-o. Noi consumăm sânge și cu cartaboși. Acest cartaboș cu sânge se numește sângerete. E, uite că această substanță este vârful toxicității renale cunoscute. Al doilea mare toxic renal cunoscut se numește mioglobina. Asta este proteina din mușchi. Apare și după consumul produselor de origine animală, dar mai ales carne, dar mai apare în situații disperate, Doamne ferește, ceea ce v-am spus, nu-mi doresc, dar se va întâmpla, apare un cutremur, sunt sub dărâmături, sindromul de strivire poate genera suficientă mioglobină, această proteină în sânge, care lovește drastic rinichii noștri. Vreau să vă atrag atenția că este o carte foarte bună pe care o faceți rost din pământ, din iarbă verde, dați pe net, nu știu de unde faceți rost, dar o faceți rost și o faceți, că nu e greu de făcut rost de ea, se numește cartea Studiu China.
Ok. E, această carte nu o citiți, această carte o mâncați. E, cartea Studiu China, cel mai mare și mai serios studiu de nutriție al tuturor timpurilor, făcută pe 30 de ani, făcută pe 2 milioane de persoane, nimeni n-a mai făcut așa studii vreodată, arată că proteina animală este cel mai cancerigen produs de origine animală, sau mai exact, caseina din lapte este cel mai cancerigen produs de origine animală. Rețineți lucrul acesta, dar lucrurile acestea nu cumva să le știți. E, uite, ați venit la niște prezentări când un doctor își bate în cuie în talpă meseriei sale, dar trebuie să vă spună niște lucruri pe șleau. Atenție pentru sănătatea dumneavoastră. Mai departe. Vreau să vă atrag atenția că există o serie de alimente. Leguminoasele. Ce salea? Fasole, linte, mazăre, soia, bobnăut, mai rar întâlnit în România, lupin. E, leguminoasele au un nivel proteic destul de înalt. De regulă spre 20%, dar șefa leguminoaselor se numește soia, care are între 38 și 40%. N-am zis să nu mai mâncați soia, Doamne ferește, recomand soia să fie mâncată, chiar în cantități semnificative, dar în afară de soia, pe parcursul zilei mai mâncați și altceva, pentru că chiar un nivel proteic înalt de origine vegetală și acesta poate supra-solicita rinichii, deși proteina din vegetale este bazică și putem să pierdem chiar și calciu din acest motiv. Deci soia este foarte bună, fasolea este minunată, toată grupa este minunată, dar cum am spus aseară, hai să le mai și combinăm, să le mai și îmbinăm și să facem o alimentație cât mai variată sau diversificată. Vreau să vă mai spun ceva. Există o firmă în România, la sfârșit, dacă vă interesează, vă spun cum se numește și vă dau și un număr de telefon, care comercializează niște lucruri de culoare neagră. La această firmă puteți găsi dumneavoastră orez negru. O fi ăla brun cum o fi, dar ăla negru vă spun că vă lingeți tot ce aveți de lins. E bun de trăznește. Există fasolea neagră. Vă iau de o aripă și vă duc frumos în piața din Piatra Neamț și vom găsi fasole albă, cea mai proastă cu putință. Nu că e contraindicată, dar e cea mai slabă la proprietăți, cu 10 ron kilu. E, uite că fasolea neagră de la firma asta este tot cu 10 ron kilu și este și bio. Să rămână. Există quinoa, Q-U-I-N-O-A, pentru cine nu auză de ea, că stai liniștiți, că nici eu nu m-am născut deștept. Există quinoa negru. Există de asemenea susan negru. Există linte neagră. Există semințele de Q-H-I-A, chia se pronunță corect. E, cine a auzit despre afine ce bune sunt, să știți că semințele de chia le bat de 10 ori. Cine a auzit de semințe de afine ce bune sunt, rețineți că semințele de aronia bat afinele de 20 de ori. Deci atenție foarte mare că sunt lucruri foarte utile, foarte bune de cunoscut pentru sănătatea noastră a tuturor. Mergem mai departe. Glucide. Ce sunt glucidele? Glucidele sunt combustibilul preferențial al tuturor celulelor. Ce v-am spus? Noi suntem făcuți din tablă, dar funcționăm pe benzină. E, uite că această benzină se numește glucidele. E, uite că carnea nu conține glucide. Lactatele conțin glucide, însă reprezentate aproape exclusiv de lactoză. Ce e lactoză? Este zahărul din lapte, adică, dumneavoastră poate știți că zahărul este format dintr-o moleculă de alfa-glucoză, una de beta-fructoză, amândouă condensate, pleacă o moleculă de apă și s-a făcut zahărul. E, uite, la fel, aproximativ, se face și zahărul din lactate. O moleculă de glucoză, o moleculă de galactoză, pleacă o moleculă de apă, astea două s-au unit și zahărul din lapte sau lactoza. Acum apare o problemă foarte serioasă. Care e? În momentul în care noi avem vârsta 1 ani,
unu și o leacă ani, în momentul acesta avem un bagaj enzimatic în tubul digestiv care poate scinda fără niciun fel de probleme această lactoză în glucoză care pleacă la ardere și în galactoză care este transformată aproape instantaneu tot în glucoză și pleacă și la ardere. Dar cu vârsta noi începem să cam pierdem foarte serios capacitatea corpului nostru de a transforma galactoza în glucoză. Și dintr-o dată corpul se trezește cu cantități importante de galactoză și nu mai prea știe ce să facă cu ele. Caută săracul în disperare să le piardă prin rinichi, caută să le stocheze pe unde? Prin ovare. Și se pare că o cauza ovarului polichistic este galactoza din lactate. Caută de asemenea să-l mai pună pe la cristalinul ocular. Se pare că o cauză de cataractă este și această galactoză, pe la articulații sau prin alte locuri. Și pot fi probleme foarte serioase din acest punct de vedere. Odată cu înaintarea în vârstă, digerabilitatea produselor lactate scade foarte, foarte mult și se lasă cu balonări, cu probleme foarte serioase. Deci corpul nostru nu este făcut să consume așa ceva. Reciproc, produsele de origine vegetariană au preponderent glucide, deci combustibil preferențial al tuturor celor. Și acestea au fost făcute pentru noi ca să le consumăm. Mergem mai departe. Grăsimile sau lipidele. Carnea conține colesterol, trigliceride, acizi grași saturați, sau mai exact, grăsimi solide la temperatura camerei și un anumit tip de grăsimi lichide la temperatura camerei, noi spunem grăsimi omega-6, care au un efect pro-inflamator, pro-reumatic, pro-cancerigen, adaug eu, vazoconstrictor și procoagulant. Peștele conține cantități importante de acizi grași omega-3. Dar ce am zis ieri? Conține omega-3, dar mai are ceva. Și colesterol. Și eu vă spăl pe dumneavoastră cu Ariel, fac reclamă la Ariel oricând că este o firmă deosebită, după care vă trimit pe dumneavoastră până noroi. Păi domn doctor, dacă tu ne-ai băgat până Ariel și ne-ai făcut curați, apoi lasă-ne, domn doctor, curați! Nu, 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 eu vă bag și până mizerie. E, luați dumneavoastră un produs excepțional care are doar Ariel în el, se numește uleiul de in alimentar, că este și de motoare și de pictură și de mecanisme fine, aia e altă problemă. Deci uleiul de in alimentar este de departe mai bun decât uleiul de pește și de departe mai ieftin decât acesta. Eram în urmă cu vreo 4 ani la Cluj, la un congres de obezitate, diabet și boli de nutriție și m-am mâncat și pe mine limba. Am văzut o prezentare remarcabilă despre grăsimile omega-3, despre uleiul de pește și pun și o întrebare, nu vă supărați. Dumneavoastră am văzut că ați făcut o reclamă excepțională la uleiul de pește, dar ce părere aveți despre uleiul de in? Când l-am văzut pe respectivul care ținea prezentarea că s-a întunecat, am zis că până aici mi-a fost. Bun. La sfârșit mă caută, ci că domn doctor, așa este. Dar eu sunt reprezentant al firmei, eu trebuie să vând produsul. Trebuie să mă înțelegeți și pe mine. Ce să fac? Asta e situația. Vă rog frumos, altă dată, nu mai puneți astfel de întrebări. Ei, uite că, atenție foarte mare, uleiul de in, remarcabil compus omega-3. Și este o firmă în România care și decantează uleiul de in, iar această firmă scoate un procent de omega-3 undeva la 60%. Foarte bun! Foarte bun pentru vasele noastre, pentru creierul nostru, pentru articulațiile noastre. Nu este panacea universal, dar știe să facă foarte multe lucruri în corpul nostru. Mergem mai departe. Grijă foarte mare la produsele lactate. Eu de multe ori atrag atenția pacienților mei. Ce să facem dacă vrem să facem cât mai serioasă acneea de pe fața copiilor noștri și de pe fața noastră? Ei, uite, eu mai fac și recomandări din astea. Ce să facem? Să facem adenom de prostată. Vă spun și una și alta.
Ce să facem, deci? Să facem cât mai frumoasă acnea. În primul rând, lactate, la greu. Nu cumva să pierdeți bunăciune de zahăr, nu cumva să pierdeți bunăciune de cacao și nu cumva să pierdeți grăsimi solide la temperatura camerei. De regulă, toate astea se regăsesc în două produse care se numesc înghețată și gândiți-vă ce frumos sună, prăjitură. Deci parcă e prăjit cu ură. Deci uitați că toate acestea conțin aceste substanțe, facem și o mică glumă ca să mai destindem atmosfera, e, toate aceste lucruri favorizează apariția acnei și o persoană care vrea să scape de acnee, măcar 3 din astea 4 le folosește. Repet, lactate, zahăr, cacao, grăsimi solide la temperatura camerei. Dacă tot m-am băgat în horă, hai să joc. Un bărbat care vrea, nu care nu vrea, să-și facă o prostată cât mai mare și mai frumoasă, trebuie să țină minte următoarele. Cât mai multe lactate, cât mai mult ghimbir, cât mai mult piper, cât mai mult ardei iute și cât mai mult muștar. Și să-și facă o prostată, de-o să țină minte. Deci atenție foarte mare la aceste aspecte foarte utile, că v-am spus că o să facem și aplicații pe parcursul prezentărilor, foarte utile pentru sănătatea noastră a tuturor. Dintre produsele de origine vegetariene, toate, cu 3 excepții, desfundă vasele de sânge. Toate produsele de origine animală înfundă vasele de sânge, fără excepții. Care sunt totuși produsele de origine vegetariană periculoase? Sunt următoarele. Nuca de cocos, atenție foarte mare, e mai bine aproape să mâncăm unt pe pâine decât nucă de cocos, conține niște grăsimi foarte periculoase care ne înfundă de nu ne vedem. Atenție foarte mare la arahide. Dumneavoastră trebuie să știți câteva lucruri despre arahide. Unul la mână. Proteină puternic alergizantă. Doi la mână. Arahidele conțin peste 70% grăsime saturată sau solidă la temperatura camerei care ne înfundă de nu ne vedem. Și trei la mână. Arahidele, când le-am luat folia și le-am scos la aer, în momentul ăla s-a lipit de ele un microb, pe cine interesează se numește aspergillus, unii zic o ciupercă, și s-apucă de format din secunda 2 aflatoxină, cea mai puternică substanță procancerigenă cunoscută, mai tare nu există. Deci atenție foarte mare la arahide. Așa cum am spus aseară, de vreo 3 ani aflai și eu, că v-am spus că nu m-am născut deștept, aflai că arahidele nu sunt rude cu nucile, așa cum marea majoritate a populației pariez că știe, sunt rude cu leguminoasele. Deci sunt rude cu fasole. Mergem mai departe. Purine. Sunt o serie de substanțe care există în cantitate foarte importantă, în special în carne. Hering, sardine, barbun, midi, bacon și aveți dumneavoastră notat aici. E, aceste purine, în prezența acidității mediului intern, pot să depună, în special în rinichi, dar și pe la articulații, o substanță care se numește acidul uric. Extrem de periculoasă pentru sănătatea noastră, mai ales dacă acidul uric începe să depășească 7 valoarea în sânge. Dar chiar și acidul uric, că sunt persoane care nu prea pot metaboliza bine acidul uric, chiar și aceste persoane care au o problemă sau o deficiență genetică, aceste persoane pot să nu facă această boală extrem de periculoasă numită gută, poate ați auzit de ea, dacă își alcalinizează mediul intern. Solubilitatea acidului uric scade foarte mult cu scăderea pH-ului. La un pH 5, acidul uric se depune sub formă de cristale în pH 5 urinar, că pH 5 în sânge nu există așa ceva, că respectiv o muri de mult. E, se depune în cantități foarte mari pe articulație și sunt probleme crâncene. Acidul uric la pH 6 începe deja să se dizolve binișor. La pH 7 sau chiar mai sus, acidul uric se dizolvă de nu-i adevărat.
Însă, atenție foarte mare și la leguminoase și la clasa nucilor, nuci alune, migdale, arahide, caju, fistic, nu știu câte mai sunt, nuci pecan și de alte feluri, e uite că acestea conțin și ele purine. Dar dacă noi suntem vegetariani, totali, ne alcalinizăm mediul intern. Aduceți-vă aminte că aseară v-am recomandat să vă faceți periodic câte o analiză numită pH-ul urinar. Și tot aseară v-am spus că ar fi bine dumneavoastră să vedeți că acest pH urinar să fie măcar 6,5, dacă nu peste. E uite că acest acid uric nu va da probleme niciodată dacă corpul nostru este alcalinizat suficient și eficient. Conținut de minerale și de vitamine. Carnea are un conținut foarte slab de minerale și vitamine, predispunând la carențe. Are într-adevăr ceva calciu, dar foarte puțin, nu de alta calciu, metalul contracției musculare. Are ceva magneziu, nu de alta, dar magneziu este metalul relaxării musculare. Mai are un pic de fier, nu prea mult, are ceva fier. Zinc și cantități foarte mari de sodiu, discutăm imediat. Cantități mici de B1, ce-i B1? Vitamina performanței intelectuale, vă atrag atenția. Dacă vreți să mâncați un măr și vreți să-l cojiți, mâncați coaja și aruncați mărul. Coaja de măr este vârful de vitamină B1, vitamina performanței intelectuale. Coaja de pară este împreună cu aia de măr, vârful de vitamină B1. Nu cumva să uitați așa ceva. Mergem mai departe. Cantități foarte mici conține carnea de vitamină D, dar toate în cantități foarte mici. Lactatele însă conțin foarte multe minerale și vitamine, așa este. Dar vitamina C se distruge grav la pierdere. Nu sunt o sursă, cum am demonstrat aseară, ci sunt o substanță care determină pierderea de calciu din corpurile noastre. În schimb, minerale și vitamine utile corpului nostru, fac această precizare pentru că unii vă vor întreba, domn doctor, dar în salată există uraniu? Nu! Deci, minerale și vitamine utile corpului nostru, produsele de origine vegetală le conțin cam pe toate. Drept pentru care recomand varietate și diversificare și nu o dietă unilaterală, chiar dacă ar fi aceasta vegetariană. Conținutul de sodiu. Aici o să zăbovim un pic mai mult și voi atrage atenția asupra niștor lucruri care poate o să vă fie de foarte mare folos. Toate produsele de origine animală conțin peste 100 de miligrame per 100 de grame produs sodiu. Produsele de origine vegetală conțin sub 50. Însă lactatele conțin peste 500 mg per 100 de grame produs sare. Deci o cantitate atroce de sare. Acum este o problemă pe care vreau să o discutăm și să facem o mică divalcație. Puteți să notați, puteți să fiți atenți. Pe toate posturile noastre de televiziune, până ne seacă, inclusiv pe mine, auzim următorul slogan. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Bă, dar care e ăla? Nimeni nu zice. De ce? Că sunt niște eurolociți. Care excesul de sare? V-ați pus vreodată problema. 2 grame de sare pe zi adăugată mâncării per persoană adultă. Ăsta-i excesul de sare. Deci tot ce depășește 2 grame. Ce înseamnă 2 grame? 5 grame înseamnă o linguriță de sare cât e în partea concavă să fie rotunjit și în partea convexă. 3 jumate, pe verificate, are o linguriță care e rasă. Linguriță medie, că sunt linguroaice și sunt ultralingurițe, de linguriță medie. E, gândiți-vă la sub jumătate de linguriță rasă pe zi cel mult. De ce v-am spus acest lucru? Toate alimentele conțin sare. În ele însele, fără să le mai punem noi. Dar dacă le mai punem și noi, să vedeți dumneavoastră cam la câtă sare ajungem. O să vă dau o pildă pe care nu știu dacă o să o uitați vreodată. Cu vârsta, nu vă spun un lucru nou, scade văzul. Ce faci? Punem ochelari. Cu vârsta, scade auzul. Ce faci? Strângăm unii la alții sau aparat de auzit.
Cu vârsta însă mai scade ceva. Gustul. Ați văzut pe cineva cu ochelar la limbă? N-ați văzut. Merem și mai departe. De regulă, în familiile noastre, o persoană de sex feminin, cer scuze că am arătat spre doamnă, o persoană de sex feminin, dragă nouă, scumpa noastră, mamă, soție, mai spuneți dumneavoastră, face mâncare. Când pune scumpa noastră doamnă sare în mâncare? Răspuns. Când aia burindă și clocotindă pe foc. Ia o lingură, gustă mâncarea, își prăjește jumatea superioară a limbii și așa gustul îi scăzuse și începe fata să pună sare în mâncare. Și când începe fata să... Nu râdiți că așa e? Păi bune, da! Și când începe fata să pună sare în mâncare și sare, ca să nu zic, depășește acel 2 grame de sare pe zi, în foarte scurt timp își trimite toată familia, inclusiv pe ea însăși, în hipertensiune cardiopatie ischemică. Merea mai departe. Cu cât crește cantitatea de sare din alimente, scade cantitatea de calciu din corp. Văleleu. Vă mai spun și pe asta. Cu cât crește cantitatea de sare din alimente, crește pofta de mâncare. Mâncarea se termină mai iute, bucătarea s-a apreciată, dar membrii familiei tind să crească periculos în greutate. Ci că cu vârsta e normal să mai pui vreo câteva chile. Fals! Cu vârsta e normal să mai dai jos, că scazi și înălțime. Atenție mare la acest aspect. Mă veți întreba, bun, bun, domn doctor, am făcut această divulgație, dar de care sare să luăm? Faceți dumneavoastră rost de sarea de mare neiodată? Faceți dumneavoastră rost de sarea de mare neiodată, dar nu și colorată? Că este o anumită sare în plafaruri cu un anumită culoare roză, nu dau firma, dar poate o să știți de la cine mă refer. Faceți dumneavoastră rost de sarea de salină sau aia drob pe care bunicii și străbunicii noștri o foloseau sau sarea aia grunjoasă care se vinde toamna pentru murături și aia există în momentul ăsta în toate plafarurile din România. Dar feriți ca pe nu știu ce sarea iodată, pentru că este extrem de periculoasă pentru sănătatea noastră. Atenție foarte mare, dragii mei, la sarea aia fină de masă. Ca să o facă cât mai fină de masă, bagă ea o substanță, se numește ferrocianura de potasiu, K4 fiercen de 6 ori, o substanță puternic cancerigenă. Atenție, nu cumva să folosiți așa ceva, bineînțeles, dacă vreți să fiți sănătoși. Dar aici am vrut să ajung. Grijă foarte mare că există 3 alimente de origine vegetală care conțin cantități teribile de sare. Primul doar vi-l amintesc și vom detalia, contați pe mine, în seara a 5-a, deci marți seara, doar vi-l amintesc și atât rămâne, următoarele 2 le detaliez. Spanacul are atâta sare de bate lactatele. Nimeni nu mai face asta. 530 mg pe 100. Nu accept întrebări la final, e bun, e bun lactatele. Seara a 5-a. Discutăm pe larg. Și dumneavoastră trageți concluzii. Tomatele au 2,20 cât la priză, numai nu volți, ci miligrame per 100 de grame produs sare. Atenție foarte mare, n-am zis să nu mai mâncați tomate, Doamne ferește, un aliment extraordinar, dar cu foarte mare măsură. De ce? Lactatele au foarte multă sare. Și dacă mâncăm, foarte mulți deja nutriționiști atrag atenția, preferabil nu peste o tomată de 200 de grame pe zi. Sau nu peste 80-100 de mililitri de pastă, de bulion pe zi. Sau nu mai mult de 2 linguri de pastă de roșii pe zi. De ce? Fiți atenți la ceea ce vă spun. Unul dintre alimentele, după care eu sunt disperat, dar consum extrem de rar, se numește bulionul de roșii. Dacă îmi pune cineva mie pe masă aici un litru de bulion, pe pariu, da pariu din ăla de la 10.000 de euro în sus, în 2 minute eu l-am topit. Ieșiți dumneavoastră de aici, în seara asta e prea târziu, mâine dimineață, intrați în prima alimentară care vă iese în cale și citiți ce scrie pe sticla de bulion. Bulion, apă, sare și după sare mai scrie ceva. 2%. Poftim? Cât înseamnă 2% la un litru?
Hăleleu. 20 de grame. Poftim? Și am băgat eu, Crin Mărgineanu, în 2 minute, 20 de grame de sare, răspuns, da. Păi, domn doctor, dar stați o leacă, ăla e de la alimentare și pus sare ca și conservant, nicio problemă. Ăla de acasă are 1%. Ăla are numai 10. De acord? Deci, atenție foarte mare. Vrem să facem bulion, faceți bulion. Îl și fierbeți, crește cantitatea de licopen, singurul antioxidant care crește prin fierbere. Nimeni nu mai face treaba asta. Vrem să-i creștem disponibilitatea, băgăm o leacă de ulei, că ăsta se absorbe doar în mediu gras. Dar atenție la totuși la cantitatea de roșii pe care o consumăm, că s-ar putea să vină cu prea multă sare. Grijă foarte mare. Unii dintre noi mâncăm brânză, telemea, din aia sărată, tată de trăznește, mai mâncăm și cu roșii. Super tare. Și atunci, domn doctor, dar am făcut cardiopatie ischemică și m-a zburat tensiunea. Păi logică ți-a zburat tensiunea, dragul meu. Că fiecare moleculă de sare se lipește în peretele intern al vaselor de sânge, fiecare moleculă de sare se înconjoară cu 8 liniuță, 12 molecule de apă și umflă vasele spre înăuntru. Atenție mare la acest aspect. Deci, tomate, n-am zis să nu, dar cu moderație, aliment excepțional, dar grijă, are sare foarte multă și mai are și acid oxalic, vom discuta despre acesta tot în seara 5-a, la peste o roșie de dimensiuni medii pe zi, acest acid oxalic poate fi și el periculos să ne acidifice mediul intern și să ne piardă calciu. Mai face și alte nenorociri de acid oxalic, dar doar în seara 5-a vi le spun care sunt alea. Și grijă foarte mare la ciuperci. Orice fel de ciupercă concentrează din solul pe care crește nitrați, nitriți, metale grele și sare, 210 mg per 100 grame produs. N-am zis să nu mai mâncați ciuperci, dar dacă mâncăm la o masă, o dată pe săptămână, o dată la 3 zile, neavând cancer, n-o fi foc. Dar preferabil nu mai des. Sau știi că eu mă duc la munte și bag și fac o cură cu ciuperci. Grijă că s-ar putea să bag cam prea multă sare în mine, s-ar putea să bag nitrați, nitriți, metale grele cam multe în mine și grijă foarte mare la ciuperci, există unele care se consumă o singură dată în viață. Știți la ce mă refer? Bun, adică alea otrăvitoare. Bun, mergem puțin mai departe. Conținut de fier. Carnea conține o cantitate relativ scăzută de fier. 1,5-3,5 mg per 100 de grame produs cu disponibilitate destul de crescută. Este, se spune, fierul antianemic. Lactatele au între 4 și 8 mg la 100 de fier. Numai că toate leguminoasele, repet, fasole, linte, mazăre, soia, bob, năut, lupin, au 7 mg per 100 de grame produs fier. Soia înmuiată la 24 de ore a fost demonstrat în urmă cu 10 ani la Facultatea de Chimie Alimentară din Viena, are 30 de mg per 100 de grame produs fier. Este vârful de fier, nimeni nu mai atinge asemenea valori. Există de asemenea alte produse de origine vegetală care conțin cantități foarte bune de fier, cum ar fi pudra de roșcove sau carob, 13 mg per 100 de grame produs fier, fragii 19 mg per 100 de grame produs fier și mai sunt și alte produse foarte bune în fier. Dar creșterea cantității de fier în corpurile noastre sau mai exact în sânge să nu aibă vreodată darul să vă bucure. Pentru că cu cât crește mai mult cantitatea de fier în corpurile noastre, cu atât crește și agresivitatea radicalilor liberi de oxigen și aceștia pot să aducă atingere vaselor noastre, creierului nostru, dar și cu risc de cancer. Pot să aducă atingere articulațiilor noastre, pot să aducă atingere pancreasului, ficatului, tot ceea ce am discutat aseară la problema prooxidării majore. Mergem mai departe. În seara a șasea vom avea o prezentare doar despre această substanță. Și am spus eu,
nu știu cât s-a înțeles sau cât a atras, vreau să vă invit cu mare căldură în seara a 6 de prezentare, deși seara a 5-a, părerea mea, că va fi cea mai interesantă, părerea mea, da. Vă dau dreptul să alegeți dumneavoastră altfel. E, uite că există o substanță, principala substanță proalergică și a doua ca forță, se numește histamina. Această substanță poate să facă multe lucruri foarte rele în corpurile noastre. Orice fel de carne nu conține histamină, cu câteva excepții. Singura carne de animal cu sânge cald care are histamină se numește carnea de porc, dar există și în ton, sardină, anșoa, hering, macrou. Atenție și la acestea. Lactatele însă conțin și histamină, deci medaliatul cu argint al substanțelor proalergizante, e uite cu o conțin și pe aia mai țapănă, se numește beta-lactoglobulină și în momentul de față sunt 27 de substanțe proalergizante cunoscute pe care le conțin produsele lactate. Deci atenție la acest aspect foarte important. Dintre produsele vegetariene, acestea, doar dacă sunt fermentate sau alterate, conțin histamină. Cacaua nu conține histamină, dar induce în corpul nostru sinteză de histamină. Arahidele induc în corpul nostru sinteză de histamină. Orice lucru murat determină așa ceva, borșul de putină determină așa ceva, deci atenție la aceste lucruri. Antioxidanți. Am spus odată că produsele de origine vegetală nu conțin colesterol și, bineînțeles, cineva trebuia să mă contrazică. Cine? Nevastă? Da, într-adevăr, produsele de origine vegetală sunt două care conțin colesterol. Dacă le știți și dumneavoastră, carobul și spirulina. Dar cantități așa de mici încât puteți mânca cu pumnul că nu ajungeți la cantități periculoase care să vă înfunde vasele. Deci, practic, puteți considera că produsele vegetariene nu conțin colesterol. Dar totuși două au. Ei, uite că produsele de origine animală nu conțin antioxidanți. Luați-o de bună ceea ce v-am spus. Iar pentru cârcotași, nu aia de pe Prima TV, pentru cârcotași vreau să vă atrag atenția că totuși există niște produse de origine animală care conțin totuși antioxidanți, dar un antioxidant de o calitate foarte proastă și îndoielnică se numește asteroxantina, un carotinoid, rudă cu beta-carotenul din morcov, rudă cu licopenul din tomate, ăsta e asteroxantina, ăsta la fierbere face racul să fie roșu. Da, acest carotinoid este de o calitate foarte slabă și are o forță antioxidantă extrem de slabă. Și carnea de somon și aceea are foarte mici cantități din acest carotinoid, deci per global, dacă spuneți produsele de origine animală nu conțin antioxidanți, să știți că n-ați greșit. Dar v-am dat și excepțiile ca să fiu acoperit așa. E uite că produsele de origine vegetală conțin toate cantități uriașe de antioxidanți. Cine cunoaște tematica antioxidanților, respectiv a prooxidării majore, sunt lucrurile cele mai importante pe care o persoană trebuie să le știe pentru sănătatea sa. Lucrurile astea ar trebui știute încă de la grădiniță, da, atunci cum rămâne cu noi doctori, vă dați seama. E, pe internet, în acest moment, puteți accesa una dintre prezentările mele, dintre cele 22, mă refer strict la tematica antioxidanților. Ei bine, acea temă, mâncați-o. Este extrem de importantă pentru dumneavoastră. Când ați spus antioxidare, primul lucru, dar nu al doilea, primul lucru, gândiți-vă anticancer. După aia vă gândiți și la sănătate, vigoare, tinerețe și putem pulsa încă multe din astea fără grija de a greși. Dar, atenție foarte mare, acestea sunt factorii anti-ruginire. E uite că și produsele de origine animală, adică toate produsele de origine animală, conțin factori prooxidanți de ruginire. Atenție foarte mare la acest aspect.
Am zis încă de aseară, v-am promis că dacă folosesc vreo păsărească medicală, o să vă traduc. Ce înseamnă aceasta? Există două substanțe, adrenalina și noradrenalina. Aceste două substanțe poartă generic denumirea de catecolamine. Ce este adrenalina? Este hormonul îmbătrânirii sau hormonul stresului. O să avem o seară de prezentare când o să vorbim ce face stresul prin corp, cam toate efectele cunoscute ale adrenalinei și multe alte lucruri. În momentul acesta vreau să vă spun niște lucruri interesante. Dumneavoastră, poate ați asistat, poate ați făcut-o cu mâna dumneavoastră, ați mai tăiat, se întâmplă la casa omului, ați mers la țară, ați tăiat o găină. Ce ați observat la găina respectivă? Stătea găina relaxată, picior păstă picior, taie-mă șeful. Așa făcea? Sau nu făcea așa? Ce făcea găina? Se zbătea. Ok. De ce se zbătea? Să scape, luci, nu? Bun. A reușit să scape? Păi n-a reușit, că am avut eu grijă. Bun. E, uite că pe fond de stres extrem, trăind groaza morții, găina respectivă a făcut o descărcare crâncenă de adrenalină în primul rând, dar și noradrenalină, i-a dat o forță extraordinară, că și noi ne mirăm ce putere poate să zacă într-o găină ca să așa. E, aceste substanțe au infiltrat mușchii, era să zic persoane respective, au infiltrat mușchii găinii respective, noi am rezolvat problema, e uite că carnea infiltrată cu aceste substanțe a intrat în noi. Acele molecule sunt extrem de mici, trec pasajul digestiv și intră în sângele nostru. Persoanele care consumă produse de origine animală, pe loturi mari, mai sunt și excepții pe lumea asta, pe loturi mari sunt mai iritabile, mai nervoase, mai stresate, au probleme cu menținerea calmului și așa ceva. Aici se întâmplă un lucru foarte interesant. În momentul în care se oprește consumul produselor de origine animală, 40% dintre persoane, eu am fost printre ei 60%, 40% dintre persoane, o perioadă de 2-4 săptămâni, încep să se simtă un pic mai vlăguite. Dar știți de ce? Nu mai intră în corpul lor această adrenalină, respectiv noradrenalina. Și nu mai prea are cine să-i biciuie și să le dea o stare asemănătoare cu cea cafeinică. Însă după 2, de regulă 4 săptămâni, își revin foarte serios. De ce? Corpul s-apucă doar la vegetarianii totali să facă, în loc de această adrenalină, s-apucă să facă coenzimă Q10. Și compensează pierderea, care nu era o pierdere, compensează starea de moliciune și dă senzație de vigoare, sănătate și așa ceva. Orice persoană care vrea să intre în vegetarianul total ca să prevină acest fenomen, poate să ia chiar o săptămână, două, cu enzima Q10. Riscă să nu se mai oprească, pentru că ce stare de bine o să-i dea, riscă să nu mai oprească administrarea de așa ceva. Produsele lactate conțin și ele adrenalină și noradrenalină, într-adevăr, în cantități mai mici. De ce? Fiți convinse, doamne și domni scumpi, că vaca mulsă zilnic, măcar de 2 ori, nu este deloc încântată. E, tot pe fond de stres și ea face descărcare de adrenalină, noradrenalină, care și aceasta intră în produsele lactate. Ouăle nu conțin adrenalină și noradrenalină, găina, deși nu-i prea fericită când ouă, e uite că nu injectează ouăle cu adrenalină sau noradrenalină. Mergem mai departe. Conținut în fibre celulozice. Atât carnea, cât și produsele lactate, dar practic toate produsele de origine animală, aici chiar nu sunt excepții, nu conțin fibre celulozice. Deci acest lucru este foarte important de știut. Ce am zis aseară și repet asta până vă sec, dar pentru bine dumneavoastră, produsele de origine animală, dar mai ales lactatele, sunt cele mai proconstipante dintre toate alimentele. Feriți constipația ca pe nu știu ce, 90% dintre persoanele care au sau vor avea cancer au suferit mai devreme sau mai târziu de constipație. Atenție foarte mare la acest aspect. Vreau să vă atrag atenția. Nu mâncați
cereale decorticate. Ce înseamnă asta? Cam orice lucru făcut din făină albă. Evitați orezul alb. Doar dacă se întâmplă la casa omului, a dat peste dumneavoastră o diaree de fluieră, e în cazul ăla doar consumați dumneavoastră orez alb, că este pro-constipant de neadevărat, dar cu această rară excepție, feriți orezul alb, feriți orice lucru făcut din făină albă, că numai că este acidifiant, dar nu are nici fibre, și în cazul ăsta pot fi probleme foarte serioase cu digestia, vă recomand din suflet să mâncați dumneavoastră mei. Meiul este o cereală foarte bună și foarte sănătoasă. Până să vină ăștia din America cu porumbul, poporul român a mâncat mei. Acum, dacă ne aude cineva că mâncăm mei, ci că ești papagala, pe papagala ești tu, care nu știi. E, atenție foarte mare, meiul este o cereală remarcabilă, dar mâncați mei integral și nu decorticat. Este foarte bun și foarte sănătos. De asemenea, în pâine, obișnuiți-vă, nu e mare filozofie, nu trebuie să fii academician, cum am crezut eu, că trebuie să fii academician ca să-ți faci pâine acasă. E, uite, obișnuiți-vă să vă faceți pâine acasă. Făina pe care o găsiți prin toate supermarketurile, prin legislația română în vigoare, nu e voie, e, uite că legea asta se mai și aplică în România, nu e voie să bage prostii pe ea. Dar, odată mergând pe la centrele de panificații, unii lucrează cum trebuie, alții nu comentez. E, cel mai bine și mai sănătos faceți-vă dumneavoastră pâine acasă, știți exact ce a spus în ea, băgați și niște semințe prin ea și să vedeți dumneavoastră ce bunăciune o să iasă. Spunea un autor american, cel mai tradus autor american al tuturor timpurilor, este o mare religie consumul unei pâini făcute în casă. Deci cine știe să facă pâine acasă, să știți că are foarte mare grijă despre desănătatea familiei respective. Efectul proaterogen. Ce înseamnă acest lucru? Înfundarea vaselor de sânge. Toate produsele vegetariene sunt antiaterogene, toate produsele de origine animală înfundă vasele de sânge. Plecam la un moment dat cu un microbuz spre Cluj și am avut niște prezentări de sănătate la un anumit moment dat și știți, dumneavoastră, la drum lung, să mai leagă o discuție prin microbuz și o doamnă se plângea celor din microbuz, printre care și mie, tamam, pe mine mă găsi. Nu știu ce să fac, m-am dus la Cluj, mi-am făcut niște analize, am colesterolul în pod, am tensiune, eu mă făceam că nu știu. Și am zis, doamnă scumpă, toate produsele de origine animală au colesterol și înfundă vasele de sânge. Toate produsele de origine vegetală n-au colesterol și desfundă vasele de sânge. Oare ce trebuie să facem să scădem colesterolul? Am întrebat eu. Și până să văd reacția, am zis, să luăm pastile. Dar ce că nu, doamna. Nu? Păi și atunci ce trebuie să facem? Parcă eu picat un văl de pochi. E, uite, asta trebuie să facem noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu, deși noi, doctorii, cam nu vrem să știți lucrul acesta, rețineți că ateroscleroza sau înfundarea vaselor de sânge este un proces reversibil. Chiar dacă vasele s-au înfundat, hai să nu zic oricât de mult când s-a pus dop, acolo-i dop și infart. E, dacă s-au înfundat și 90 și mult la sută, dacă se schimbă din temelii stilul de viață, vasele se pot desfunda la orice vârstă. Nu cumva să uitați lucrul acesta. Noi suntem complet alții din punct de vedere chimic, tot la 7 ani. Bă, maică dragă, dar eu-s bătrână de acum, ce să mai fac? Este o blazare românească ieftină care nu are acoperire. Nu fiți printre astfel de persoane care gândesc sau judecă astfel, pentru că astfel de persoane nu vor să se implice, nu le interesează, ei las că astfel de persoane o să dea cu capul. E, dumneavoastră, interesați-vă pentru sănătatea dumneavoastră și grijă că la orice vârstă, făcând schimbări în stilul dumneavoastră de viață și mergând pe linia pe care a lăsat-o Tata Dumnezeu, că nu vin de la mine, eu spun ce-a lăsat Tata Dumnezeu, să mâncăm, să facem și lucrurile acestea,
gândiți-vă că vom fi mult mai sănătoși. Mergem mai departe. Este un lucru foarte important și aș vrea să-l accentuez acum, deși voi reveni asupra lui într-o seară viitoare. Țineți minte cât trăiți că un adevăr spus pe jumătate e o mare minciună. Toate legumele și fructele din piață sunt stropite. Așa este. Dar ce nu se spune? Dar cât poți să stropești o legumă și un fruct în piață? Cât vrei? Păi nu. Că ori ai ofilit planta, ori ai stricat recolta. Deci nu le stropești cât vrei. Chiar dacă alea vegetale sunt stropite, conțin totuși cantități uriașe de antioxidanți, minerale și vitamine. Toate. Până la recoltare, având cantitățile respective de minerale, vitamine și antioxidanți, metabolizează o bună parte dintre factorii toxici conținuți. Intră în corpurile noastre prin antioxidanții pe care îi conțin, ajută corpul la metabolizarea, respectiv eliminarea substanțelor toxice și încă conțin la greu antioxidanți să ne facă sănătoși, viguroși, tineri și alte lucruri. E, uite că reversul medaliei nu cumva să-l știți. Produsele de origine animală, dar mai ales lactatele și peștele, concentrează de 7 liniuță 93 de ori mai multe substanțe toxice decât alea vegetale stropite și nu conțin antioxidanți. De asta ce spuneți? Și când intră în corpurile noastre, consumă din antioxidanții corpului, forțează ficatul pentru metabolizare și rinichii pentru eliminare. Dar asta de ce nu ni se spune? Alea din piață stropite... Da, stropite. Dar cu alelalte cum rămâne? Hopa! Deja începe să facă lumină. Seara 5-a vom avea o seară de prezentare, doar un adevăr spus pe jumătate, o mare minciună. Și o să vedeți dumneavoastră multe ipostaze de genul acesta. O să reiau puțin ceea ce am spus acum, că era absolut necesar să includ aici. O să vedeți dumneavoastră câte alte, hai să nu zic gogorițe, ni se vând nouă pe nu știu câte posturi, ca să nu-ți mai zic pe net. Într-adevăr, pe net mai sunt și lucruri bune, dar câte minunății sunt pe net, ferească Sfântul. Revenim. Condițiile de producere, prelucrare și comercializare ale produselor de origine animală. Grijă foarte mare că produsele de origine animală sunt extrem de perisabile. Vreau să vă întreb, de ce? Pentru că nu conțin antioxidanți. Produsele de origine vegetală nu prea sunt perisabile, atâta timp cât sunt învelite în coaja de protecție. Deci atenție mare că tocmai datorită acestui aspect, în ele adesea trebuie să se introducă ca totuși să reziste unii coloranți, unii conservanți, unii potențatori de aromă și multe, multe, multe alte lucruri de genul acesta. De asemenea, nu trebuie să vă spun, știți și neastră, trichineloza se face de la porc, boala vacii nebune nu se face de la banane, se face de la vacă. Zic și eu, dacă nu o fi așa, mă corectați. De asemenea, gândiți-vă foarte serios, există boli care se pot lua de la animale, dar spuneți-mi neastră o boală care se ia de la plantă prin contact direct. Plantele nu sunt contagioase. Dacă nu o fi așa, accept să mă contrazică cineva. Eu parcă n-am găsit vreuna. Deci, atenție foarte mare, și produsele de origine animal pot pune probleme foarte serioase. În plus, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, doar recoltarea și adesea depozitarea produselor lactate, știți în ce vase se face? În vase din aluminiu. Mulțumesc, doamnă. Așa este. E, ia citiți o leacă despre aluminiu, cam ce face în corpurile noastre. Și pot da din nou probleme foarte, foarte serioase. Mergem mai departe. Boli la care sunt predispuși consumatorii cronici. Auzim foarte frecvent că Isulescu sau Exulească, loc am luat salvarea cu niște dureri de burtă undeva jos la stinghie, cum se zice în limbaj nemedical, și l-a dus și l-a operat urgent de apendicită. Așa este. Dumneavoastră știți cam ce-i apendicită acută?
nu, nu, hai să o lămurim. Nu, domnule, s-a întâmplat, o fulgera din cer, m-o trăznit și a făcut apendicită acută. Ei, uite că nu o fulgera și nu m-o trăznit. Apendicită acută am făcut-o că așa am trăit eu până atunci. Ce înseamnă apendicită acută? Ia gândiți-vă, boleacă. Ce înseamnă apendicele? Apendicele este practic o amigdală a tubului digestiv. Nu știu dacă dumneavoastră știți, imensa majoritate a globulelor albe ale corpului nostru și toate formațiunile, noi spunem limfoide sau ganglioni de apărare, 70% sunt în jurul tubului digestiv. De ce? Ce am zis? În intestinul gros avem la microbi, unii zic, de 10 ori mai mulți decât celule ale corpului nostru. E, avem printre altele o amigdală gigant, se numește splina, și mai avem una ceva mai micuță, binișor mai micuță, care se numește apendicele. Bun. Ei, uite că în momentul în care avem alimente în tubul nostru digestiv care se absorb violent, adică în cantitate foarte mare, ce am zis, în tubul digestiv rămâne foarte puțin, mic, uscat, irritant. Merg mai departe. Microbi în tubul digestiv cât cuprinde. Ei, uite că aceștia nu prea sunt eliminați prompt afară. Și nefiind eliminați prompt afară, tentează inflamație în primul rând pe amigdala tubului digestiv, care se numește apendice, dar pot da reacții inflamatorii chiar și pe splină. Și inflamații acute ale acestei amigdale se numesc apendicită acută. Apendicita acută este cauză clară, certă, pentru persoanele care consumă carne, lapte, brânză, ouă, exclusiv sau preponderent. Deci nu există altă cauză. Atenție mare la acest aspect. Există o serie de boli care pot apărea la consumatorii de produse de origine animală. Apendicită, gută, reumatism cronic, degenerativ, cancer, depresie și așa ceva. Grijă foarte mare că în ultimul timp, farmaciștii și doctorii fac pe disperații. Căci că rezistența la antibiotice a crescut teribil. Dragii mei, cine a dat această rezistență la antibiotice, vreau să vă întreb? Nu cumva folosirea intempestivă, fără niciun fel de logică a antibioticelor taman în fermele de animale? Iar acele antibiotice consumate de noi împreună cu carnea sau cu produsele lactate, la doze sub cele necesare corpului nostru, a determinat și determină în continuare rezistență la antibiotice. Sunt foarte multe persoane care încep să facă rezistență la streptomicină, un antibiotic de vis care pentru specia umană adesea este reținut de rezervă și se administrează cam exclusiv în tuberculoză. Însă la vaci, la cai, se administrează cu inimă largă. Vă spun asta că sunt fiul de medic veterinar și știu că taică mi-o administra la greu streptomicină la cai și la vaci cu rezultate bune. E uite că acel cal, dar mai ales acea vacă, putea să devină furajul, cu sensul alt, nostru al speciei umane și cu probleme ulterioare și de rezistență la antibiotice. Mergem mai departe. Digerabilitatea. Carnea se digeră tot mai greu la vârstele extreme. Ca doctor vezi multe într-o viață de om. E, o să vă spun una zdravână, am văzut o familie care avea un copil de 4 luni care mânca friptură cu cartofi prăjiți. Asta e, mânca, ce să facă? Am văzut de asemenea, am avut chiar colegă și prietenă foarte bună, studentă eminentă, a terminat cu 998 medicina, nu știu ce mai face la momentul acesta, consuma 3 cafele pe zi. E, nu o fi mult, veți spune dumneavoastră. Dar știți cam cu câte lingurițe la ceașcă? Cu 5 lingurițe la ceașcă. Încă îmi puneam problema, domnule, dar apa unde o mai pune? Deci gândiți-vă, pe parcursul vieții unui doctor poți să vezi foarte multe. Deci grijă foarte mare că aceste produse de origine animală, digerabilitatea lor scade foarte, foarte mult cu vârsta, mai ales la produsele lactate. E,
La produsele vegetale, digerabilitatea lor este maximă aproape imediat după ce am trecut din perioada de înțărcare. Hai să mai spun una bună. Eu primesc tot soiul de întrebări și acasă pe net, și în timpul conferințelor, și după conferințe. Toată lumea trage în mine cu întrebări. Și una din întrebările puse de o doamnă mă întreabă odată, domn doctor, eu până la ce vârstă ar fi bine să alăptez copilul? Și a răspuns cum a fost întrebarea, așa a fost și răspunsul. Doamnă scumpă, din partea lui și după ce vine din armată. Dar din partea ma tale, preferabil nu depăși vârsta de 9, cu totul excepțional 12 luni, dar las-o mai spre 9 luni, că poți să faci niște pierderi de calciu de nu te vezi. Deci, trebuie să ne gândim din ambele perspective. Pentru copil, v-am spus, și după ce se însoară, poți să vină pe la mama, să mai... Nicio problemă. Dar atenție ce se întâmplă pentru mama respectivă, care pierde și pierde și pierde calciu și pierde foarte mult. Câteva concluzii la final de drum. Sunt foarte multe persoane care consideră drept mâncare alimentele de origine animală, în vreme ce fructele și legumele sunt marginalizate. În ultimul timp, din fericire, întâlnim foarte multe spoturi publicitare: pentru sănătatea dumneavoastră consumați cât mai multe fructe și legume. Dar eu întreb, dar de ce nu scrieți, dragilor? Pentru sănătatea dumneavoastră mâncați carne, lapte, brânză, ouă. Care e problema? Dar de ce fructe și legume? N-am înțeles. Mai este o problemă foarte serioasă pe care trebuie să o luăm în calcul. Grijă, dragii mei, că mulți dintre semenii noștri, români, asta e, ne-am născut români, suntem aici pe vești stăpâni, cum spune și în versul, ei uite că mulți dintre noi avem o concepție catastrofică despre alimente. Băi, nenești, ceva, eu trebuie să bag la maț, să mă satur, și dacă m-am săturat, nu contează cu ce bine o fi. Întrebare, oare chiar așa o fi? Dumneavoastră, dacă aveți o mașină, luați, toți sunteți la Pitești, luați un Logan. Bun, ați luat Loganul și începeți să-l întrebați pe producător. Dom'le, dar o leacă de apă poți să-i pun în rezervor? Nu. Dar dacă e pe benzină, o leacă de păcură poți să-i pun în rezervor? Nu. Poftim? Bă, da, chiar nici un pic de nisip nu poți să-i pună rezervor. Nu. Păi ce mașină faceți, băi, la Pitești aici? Bă, taie de joc, domne. Eu vreau să-i pun nisip, eu... La care producătorul, cred că se uită o leacă strâmb la mine, domn doctor, nu ești matale cu niște probleme și nu mașina noastră? Răspuns, bă, da, dacă gândesc așa. Ei, uite că specia umană am fost creați foarte bine. Și din păcate spun... că am fost creați foarte bine, noi decenii la rând adoptăm un stil de viață nesănătos. Decenii la rând corpul nostru luptă cu mare succes și reușește inactivarea a foarte multe substanțe toxice. E uite că tamal lucrul ăsta pe noi ne încurajează să persistăm în niște obiceiuri greșite de viețuire. Dar lăsați că nicio problemă, orice lucru are și scadența lui. Și vine momentul când corpul nu mai poate compensa, ori s-au înfundat niște vase prea tare, ori a cedat pancreasul, ori rinichiul, ori inima, și apare boala. Văleleu, așa o vrut Dumnezeu. Ei, uite că nu știu dacă o vrut Dumnezeu, sau eu mi-am făcut-o cu mâna mea. Deci grijă foarte mare la acest aspect. Consumul produselor de origine animală, așa cum v-am spus, predispune la apariția a o multitudine de boli. Gustul cărnii, în special, de multe ori este foarte puternic și potențat de anumite lucruri. M-a întrebat toată cineva, domn doctor, matale, ce mănânci dimineața? Mănânc alimente care nu ațâță, nu provoacă, nu excită, nu irită. Adică, mănânc cereale, fulgi mai exact, de la Samovita, mănânc de asemenea semințe de foarte multe feluri, mănânc de asemenea înmuiate de seara pe dimineața, mănânc de asemenea măcar un reprezentant al clasei nucilor, dacă se poate chiar șefa, adică nuca, mănânc fructe cât mai multe. Asta e masa de dimineață. Dacă treceți la masa de dimineață, pe sub geamul casei unde stau eu, vă garantez că nu o să vă mute nasul ceea ce mănânc eu. Dar ia treceți dumneavoastră pe sub geamul unei persoane
care mănâncă friptură cu cartofi prăjiți, vă garantez că va muta nasul. E, alimentele sănătoase, știți cam ce trebuie să facă? În primul rând, nu trebuie să irite, nu trebuie să provoace, nu trebuie să excite, nu trebuie să aibă mirosuri și gusturi ațățătoare sau provocatoare. Alimentele, cu cât sunt mai sănătoase, atenție foarte mare, hidratează organismul având un procent de apă peste procentul de apă al corpului. Procentul de apă al corpului este aproximativ 70% la nou născut, aproximativ 58% la vârsta de 60 o leacă de ani. De asemenea, produsele sănătoase antioxidează cât mai puternic, antiinflamează cât mai puternic. Produsele sănătoase vegetale au culori cât mai intense, dacă se poate negru. Mergem mai departe. Produsele sănătoase se gătesc, dacă alegem să facem asta, cât mai ușor, având o durată a preparării termice cât mai scurtă. Există și o excepție, omleta, care deși nu-i sănătoasă, se gătește foarte repede. Deci așa arată alimentele care sunt foarte, foarte sănătoase. Din acest moment, expunerea s-a încheiat. O să avem aproximativ 30, poate 40 de minute de răspunsul la întrebări în direct.